ACS Media și-a pierdut fără drept de apel partida susținută în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 4-1. Formația gazdă a deschis scorul în minutul 18 al confruntării de pe stadionul Jean Pădureanu, atunci când Carl Davorție a profitat de o greșeală în defensiva ACS-ului, a recuperat mingea, l-a driblat pe Fabio Blaga și a trimis-o în poarta goală. Medieșenii au reușit să egaleze peste 5 minute. Silard Maghiari a preluat o minge trimisă în adâncime din jumătatea formației sale, a șutat din marginea careului de 16 metri și l-a învins pe portarul Gloriei. Bistrițenii au început mai bine actul secund și au reușit să treacă în avantaj după doar 5 minute. Mihai Vasile a dus scorul la 2-1 cu un șut la colțul lung din marginea careului de 16 metri, iar în minutul 59 diferența a crescut la 2 goluri în favoarea bistrițenilor. Davorzie a fost deschis foarte bine în adâncime și l-a lobat pe portarul medieșenilor pentru 3-1. Scorul final a fost stabilit de Vlad Mihalcea în prelungirile jocului. Acesta l-a învins pe Fabio Blaga cu un șut de la 18 metri.